Bună seara, doamnelor și domnilor, cum ar fi zis nemaipomenitul chestor al criminalității organizate, domnul Luis Lazaru, alias, am uitat numele care îl avea, în fine, alias Țuțurică, cum ar fi zis domnul chestor al infracționalității organizate de la țară, evident. Bună seara, vă salut cu respect. Hai că-i dăm drumul la un live cum așa e corect și frumos. Într-adevăr, o să fiu puțin mai nesimțit în seara asta. Ăsta e vlogul serii. Te salut, Septimiu. O să fiu puțin mai nesimțit în seara asta, cum fac și alții. Mariane, fii atent aici că avem de lucru în seara asta. Te salut, Mariane. O să fiu puțin mai... Ba da, frate. O să fiu puțin mai nesimțit în seara asta și o să citesc puțin mai încolo ca să-mi zic ideea, pentru că sunt pe masa anchetei, cum ar veni, și vreau ca să... Îți dai seama, și altă lume când face live vrea să-și zică ideea, am preferat să fac live, nu vlog, și o să fie puțin mai greu, deși am 20 și ceva de subiecte trecute pe foaie, pe masă, pe tablă, și vreau să îi dăm drumul la caz. Deci astăzi, cum bine știți, o să fie ultima oară când îmi dau cu părerea, că mulți își dau cu părerea cu privire la problemă. Eu, într-adevăr, am fost cam singurul. Te salut, Ionuț. Am fost cam singurul care a zis de la început cum stă problema în viziunea mea. Dar acum vreau să fiu ceva imparțial. Nu vreau să zic nici dacă s-a întâmplat furtul respectiv sau nu s-a întâmplat, în legătură, pentru cine nu a avut internet, telefonul spart sau a fost arestat sau a fost eliberat astăzi, țin să-l anunț că trecem într-o dramă foarte, foarte avansată. Casa lui Culiță Sterp a fost jefuită de hoți, i s-a furat un seif și noi, ca nații, într-adevăr, mai avem puțin și plângem, pentru că vrem rezolvarea cazului. Acum, îmi place cămașa ta, mulțumesc, domnul Giovanotto, te salut, frate. O să vorbim și cu chat-ul imediat, pentru că eu totuși nu sunt nesimțit și am bunul simț, dar vreau să-mi duc ideea, pentru că sunt 20 și ceva pe tablă aici de întrebări, să zicem așa, sau de probleme, știi? Într-adevăr, cazul a luat în mână nemaipomenitul Luis Lazaru și dezbate și speră să ajungă la, și sperăm cu toții să ajungă la o soluție. În viziunea mea, îți dai seama că n-ai la ce soluție să ajungi, dar astăzi a făcut un live de acolo și a zis într-un fel sau altul că el a uitat care e problema, am rezolvat problema, am găsit ceva, am... Chiar așa a fost în titlu, bombă, s-a descoperit ceva, am dat acolo, m-am gândit, mamă, i-a prins pe hoț și nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta, îți dai seama. Într-adevăr, vezi mulți fraieri care își dau cu părerea și vorbește în necunoștință de cauză și doar își imaginează. Și nu mă refer doar la domnul, că nu mi-aș permite, pentru că eu sunt un băiat cu 4 clase, nu am facultăți, dar... Viața infracțională sau bagajul meu de infracționalitate îmi permite să-mi dau seama și să-mi dau cu părerea dacă e vreo neregulă sau e bine sau e rău. În chestia asta îmi dau seama așa din instinct. Bun. Bă, omul respectiv, acum să vorbim serios, omul respectiv a făcut un live și a arătat acolo o cameră de luat vederi, că era întoarsă în sus, undeva
Deci părerea mea, hoții n-au venit nici pe spate, nici pe față, au venit undeva de sus. Vezi, varianta asta nu a fost luată în calcul și eu am pornit live-ul și vreau să zic chestia asta, poate hoții au venit pe sus. Pentru că era pe stâlp camera respectivă și era întoarsă în sus. Și m-am gândit că omul respectiv a zis, bă, am găsit problema, am văzut care-i problema, deci el a găsit problema acolo. Bun. Vreau să mai mă repet încă o dată, e ultima oară când îmi dau cu părerea pe cazul respectiv. Îs doar întrebări care pune toată lumea, sunt doar mici dubii, să le chem așa, care toată lumea se întreabă și zice anumite întrebări care mi le pun și eu ca om normal, nu în calitate de nimic, pentru că eu am zis mereu, ca să fii hoț în viața asta e foarte greu, poți să ai 7, 8, 9, 10 facultăți, crede-mă că nu te ajută să descompiri hoțul și vorbesc la modul cel mai serios, nu te ajută. A, că prinzi o bătrânică care a furat un portofel sau cineva pe la piață și îl alergi eu un cont, ca să mergi pe infracționalitate e alt cont. Deci ca să, da, am zis bine, ca să poți să ai 6-7 facultăți, dar ca să fii hoț și instinctul de hoț e foarte greu în viața asta să fii hoț. Altfel era toată lumea. Într-adevăr, eu am avut ceva greșeli în trecut, am fost hoț, bine, am plătit tot ce am făcut, evident, și de acolo mi-am pus și eu anumite întrebări. Bun. Deci să începem așa, jaful anului, da? Am o tablă aici și îi scris. Omul a zis, jaful anului. Bă, vreau să țin și vreau să, și mă refer exact la domnul Luis Lazarus. Eu sunt convins că nu va vedea, pentru că dânsul e prea mare vlogger sau anchetator și nu-l va vedea, dar metaforic așa vorbim, în casa respectivă, deci în casa respectivă, ca să mă calmez totuși, că sunt și eu puțin agitat și am... Dar avem o seară incendiară, recunosc. Sunt puțin agitat și am emoții, foarte mari emoții, pentru că vorbesc de un caz foarte complex, domnule, în România, care ne-a afectat pe toți ca nații. Au apărut hoții, domnule. Unde erau hoții? Au apărut hoții și... Dă năvală peste noi în casă. Nu mai putem să trăim din cauza hoțului, domnule. Asta e ideea. Bă, tu lasă ușa deschisă, bagă-se iful în dulap, fii fără camere, au apărut hoții. Bun. Deci, o să plec de la premiza cu jaful anului, da? Omul respectiv în live, chiar am urmărit din vreo 2-3 ori live-ul respectiv, crede-mă ce zic, am vreo 3-4 ori îl urmăresc în continuu și nu sunt genul să caut eu greșeli în live la cineva sau nu. Nu sunt genul, eu am contentul meu, bun, rău, merg înainte. Dar în live el zice, pronunță cuvântul jaf, îl pronunță de foarte multe ori, jaf, jaf, jaf. Vreau să-i menționez la omul respectiv, jaful este o definiție prin lege, deoarece criminalul încearcă să ia ceva de valoare de la o persoană prin forță, intimidare, amenințare cu arma și etc. altele. Deci acolo nu este vorbă de jaf. Acolo este vorbă de furt. Deci ca să nu confundăm termenele respective, da? Deci vorbim de jaf sau vorbim de furt? Pentru că dacă vorbim de jaf, acolo nu a fost victime. Deci nu a fost victime. A fost pur și simplu un furt. Cât furi o găină, cât furi un borcan cu gem, cât furi orice vrei tu, e un furt. Echivalent, s-a furat un seif. E la fel. În viziunea mea e la fel. O să schimbi puțin încadrările pentru că a fost cu grup organizat și cu una și cu alta, dacă se întâmplă ceva. Te salut domnul Iancu, te salut, bine ai venit aici la dezbatere cu noi. Vreau să dezbatem și chiar vreau să te întreb pe tine, domnul Iancu, pentru că am vorbit personal cu dumneavoastră. O să fac un vlog foarte... Pentru că eu sunt un băiat cu 4 clase care, zic eu, pot să mă ridic și la inteligența de 10 clase, chiar piste medii, și vreau să vă întreb, domnul Iancu, dacă dumneavoastră acasă, în cameră,
în camera dumneavoastră, în dulap, când îl deschideți, aveți un seif de 200 de kg sau 100 de kg, sau dacă nu aveți, băgați seiful de 200 de kg sau de 100 de kilograme în dulap. O să ajungem și acolo. Deci, vreau să lămurim chestia asta cu jaful, da? Acolo nu e vorbă de jaf, deci nu mai confundați și duceți lumea în eroare cu jaful pentru că te deranjează. De ce zic asta? Bă, frate, pe mine, într-adevăr, mulți fac pentru vizualizări. Deci mulți fac pentru vizualizări, prostimea se uită, prostimea e prostită, prostimea vorbește fel și fel de aberații, are dreptul toată lumea la libera exprimare din cauza la revoluție. Bun. Jaful anului, da? Deci ca să nu mai vorbim de jaful anului, am zis definiția de jaful trebuie să fie forță, intimidare, amenințare. Acolo a fost pur și simplu un furt normal, s-a luat un seif, da? Deci asta, eu am pretenții la domnul Chestor șef, domnul Luis Lazarus, pentru că el este un, te salut Marius, el este un anchetator foarte bun și a zis, eu când prind hoții, n-am, domnule, unde să dau hoții. El este un anchetator foarte bun și chiar am pretenții asta să definească un furt și un jaf, adică să facă diferența între un furt și un jaf. Bun. Bă, omul respectiv s-a dus acasă la victimele respective, la familia Sterp, a făcut de acolo un live și a arătat poarta inclusiv, a arătat camera, a arătat strada și a făcut un live de la fața locului foarte, zic eu, foarte amănunțit și foarte cu multe greșeli acolo, inclusiv el, dacă ar fi puțin atent, ar vedea greșelile respective. Eu nu zic că omul nu e inteligent, e foarte inteligent, eu chiar e o persoană care îl stimam la trecut, dar în cazul ăsta mi se pare că îi depășește problema și pe bune. Și am să zic de ce. Deci fii atent. Poarta, am pus, deci la live-ul respectiv am poze cu poarta de la oamenii respectivi, e exact poarta lor, deci nu e poarta de la în altă parte, e poarta lor. Poarta respectivă, deci ca să încep de la poartă, să ajungem până în casă. Ajungem până în casă la omul respectiv. Bă, deci poarta la om e din două părți, da? Domnișoara, bă, am uitat cum o cheamă pe domnișoara sau doamna, ea, Sterp, nu știu cum o cheamă, Geta, mi-am adus aminte, a declarat așa și a zis exact așa. Ea când a venit acasă a văzut becul aprins și a văzut poarta deschisă. Întrebarea mea și nu numai a mea, într-adevăr pe în comentarii la anumite vloguri am văzut că și altă lume, adică bă, lumea nu-i proastă, deci pe bune, acum că vrem noi să o manipulăm doar o parte, sau, dar lumea totuși nu-i proastă, frate, lumea gândește, înțelegi? Unul poate să zic că eu pot să zic ce vreau, dar lumea gândește și vede. Bă, erau două porți, da? Poarta principală, deci poarta mare, are înăuntru cum ar veni o portiță mică. Dacă tu deschizi poarta mare, se deschide și poarta mică, da? Deci ca să înțelegem, te pup ileal. Deci când deschizi poarta mare, exact ca o foaie, frate, da? Deci în foaia respectivă, asta e o foaie, da? Ca să explic foarte bine. Există o poartă micuță. Dacă eu deschid poarta mare, obligat s-a deschis și poarta mică. Pentru că e cu totul. Când e poarta mare închisă, eu pot să bag cheia și să deschid. Dar dacă eu o văd deschisă poarta mare și mai rămâne o altă parte, exact cum am pus la live, am pus poza, exact poarta lor, da? Reconstituirea lor, tu, normal și logic, tu nu te mai duci cu cheia, da? Deci tu nu mai mergi cu cheia la poarta mică. Deci tu intri până alea două, frate, pentru că rămâne deschise, da? Și tu intri pentru că tu vezi, e casa ta, tu când ajungi în față, observi că porțile sunt deschise. Ce faci?
intri pe poarta mică care și aia e deschisă cum ar veni, deci nu mai găsești la locul ei, o găsești undeva în interior. Da? Deci vreau să specificăm lucrul ăsta. Eu nu zic nici că e adevărat, vreau să fiu chiar imparțial la cazul ăsta și pe bune. Într-adevăr, e o vacă de mulți cazul ăsta pentru, cum să zice, pe la țară, pentru multă lume. Pe mine chiar nu mă interesează vizualizări și una și alta, chiar nu mă interesează, e ultima oară. Dar te deranjează, wow, bomba care am aflat-o și toată lumea aplaudă. Dar la ce mod aplaudă? Fără să stea puțin să gândească, bă frate, deci e plauzibil ceea ce zice omul respectiv sau omul respectiv caută vizualizări pe bune și eu nu neg, nu am nimic cu omul, dar cazul e public, pot să-mi dau cu părerea. Ai probleme, contactează-mă. Bun. Deci, poarta, da? E o mare problemă la poartă. Deci femeia când ajunge acasă, și o să ajungem și la poliție și o să ajungem oriunde. O să ajungem peste tot, crede-mă ce zic. Le-am trecut inutiții frumos. O să întorc telefonul și o să arăt să vezi tablă cea. Deci poarta e o mare problemă, da? Deci tu o găsești o poartă închisă, alta deschisă, ai spațiu și tu nu mergi la poarta mică să deschizi, da? Deci normal, mă, frate, că poliția începe să... Deci tu... Bași poliția într-un bloc, cum ar veni, și crede-mă că nu țin cu poliția, nu-i genul meu să țin cu poliția, nu-i genul meu să țin cu anchetele, nu-i genul meu anchetele de genul, chiar nu... Da. Deci nu-i genul meu ăsta ca să fac anchete, da? Bun. Deci poarta a zis clar. Poarta... era deschisă și ea s-a dus cu cheia la poarta mică, după care a văzut că era poarta deschisă și a intrat înăuntru. Bun. Te salut, mafioți. Te salut. Bine, nu mă pui acolo. Bun. Consider că nu sunt. Bun. Deci poarta mare se deschide cu tot cu poarta mică, da? Deci asta e... Omul respectiv a arătat o cameră, da? Bă, nu citesc mesajele acum pentru că, pe bune, îmi cer scuze, nu mai scrieți. Pentru că vreau să-mi duc ideea, o să fie un blocaj și nu o să reușesc, o să fac un vlog și o să stric chestia asta, vă rog eu frumos, pe bune, o să fiu nesimțit. N-am făcut niciodată genul ăsta ca să nu citesc mesajele, o să revin imediat și citesc și răspunde și comunicăm. Dar până atunci vreau să-mi duc ideea, într-adevăr, e foarte greu să faci live pe chestia asta. Să citești, să o gândești și să dai exact cum trebuie. Bun. Totuși vreau să fiu imparțial, nu vreau să deranjez pe nimeni. Eu nu zic că drama la familia respectivă nu s-a întâmplat. O să ajungem și la cuvântul dramă. Cu adevărat, cuvântul dramă ce înseamnă? Bun, ajungem și acolo. O să zică cineva, păi Antoane, tu ai 4 clase. Niciun fel de problemă. Crede-mă ce spun, că știu să vorbesc inclusiv de la procurori, de la anchetatori, de la gardă, de la șmecher, de la host, de la... Ce vrei tu? Cum vrei tu, vorbim. Caut să fiu cât de cât clar în ceea ce zic. Bun. Poate nu vorbesc gramatical, îmi cer scuze, dar asta e. Omul respectiv face life-ul de azi, sper că l-ați urmărit, multă lume l-a urmărit toată România, era de așteptat, inclusiv ăia de la poliție, îți dai seama, n-au făcut nicio anchetă, n-au plecat pe teren, pentru că domnul Luis Lazaru făcea o anchetă foarte, foarte amănunțită și oamenii au stat atenți să vadă ce e în ancheta respectivă. Sunt convins de treaba asta, deci pe bune sunt convins. El a filmat o cameră și a zis așa la un moment dat. Camera respectivă era pe un stâlp, da? Deci era amplasată pe un stâlp la o înălțime, zic eu, de 20 de metri, ceva de genul aproximativ. Și el a zis așa, bă, camera e ridicată în sus, deci hoții, într-adevăr, n-au venit nici din stânga, deci nu. Deci camera, asta e casa, așa bătea camera. El a zis, hoții n-au venit din partea asta. Au venit din spatele la cameră și au ridicat camera în sus. Au parcat, cuvintele lui le reproduc. A parcat mașina aici și a ridicat camera în sus. Bun. Deci, ălea sunt cuvintele care le-a zis omul. Și el ce făcea?
totodată acuza poliția și vorbea prost în viziunea mea la organele competente, domnule, că ar fi luat amprente după camera de luat vedere. A zis exact așa, reproduc cuvintele, a zis, bă, cum să o gândești când unul gândește că acolo e cameră de luat vedere? Deci el e inteligent ca hoț, da? Deci el e inteligent ca... Da, el e inteligent ca hoț și nu a avut... Tu polițaiule, tu crezi că hoțul respectiv nu a avut mânuși pe mână să ridice camera, zici el. Bun. Aici nu vreau eu să demontez cazul ăsta, pentru că dacă mă întreb pe mine personal, am o părere. Când o vorbesc aici, vreau să fiu imparțial, da? În primul rând, poliția nu exclude, deci nu exclude că acolo sunt amprente. Pentru cât ai fi de hoț profesionist, și crede-mă ce zic, că eu nu am furat găini la viața mea, vorbesc în calitate de fost hoț și mi le-am plătit pe toate, crede-mă că faci greșeli. Și poliția are datoria, da, poliția are datoria să-ți găsească o greșeală de atac ca hoț. De-aia ia amprente după camera respectivă, pentru că omul respectiv, posibil, a făcut o greșeală acolo. Poliția nu are voie să excludă nimic. Bă, deci, ca să fim înțeleși, poliția nu are voie să excludă nimic. Inclusiv din familia ta, inclusiv poliția nu exclude. Dacă e cum trebuie, poliția nu exclude. El îți ia camere de acolo, deci amprente după cameră, că așa consideră el. Că trebuie să-ți ia camere, îți ia amprente după cameră. Păi da, dai să zici tu, păi ia uite ce inteligent a fost hoțul, că a întors-o în sus și ce crezi, că n-a avut mânuși? Bă, a luat amprente, aia e datoria lui să ia amprente. Bun, a luat amprente. El a mai zis așa, deci n-a venit din față, a venit din spate și a întors camera pentru că nu era sigur hoțul respectiv, dacă camera filmează sau nu. Păi dacă nu era hoțul sigur, dacă filmează camera sau nu, nu ajungea acolo. Deci nu se parca, cum a zis el, a venit cu mașina, a lăsat-o aici și a întors camera, nu. Tu ca hoț, când nu ești sigur de o cameră dacă filmează sau nu, vii pe-n spate, pe-n grădină, pe jos, pe sus și întorci camera. Nu s-a urcat pe stâlp în viziunea mea, a fost întoarsă cu ceva, s-a urcat doar puțin și a fost întoarsă cu ceva, pentru că omul respectiv lui s-a vrut să urce pe stâlp, să arăte și să demonstreze că s-a ajungea la cameră. Firele din altă tensiune erau foarte aproape de camera respectivă. Un hoț, ca să știe toată lumea chestia asta, dacă e hoțul cum trebuie, e frică de două lucruri. Să nu fii curentat, de curent e frică, da? Să nu fii curentat și de câini. Dacă el, câinii și hoți, da? Un hoț, dacă nu are curent și câini, nu are nicio problemă. El văzând hoțul respectiv, firile aproape, îți dai seama, l-a împins cu ceva acolo în sus, da? Camera respectiv. A împins-o cu ceva. Bățul respectiv obligat l-a luat cu mâna. Garda a gândit-o. Bă, luăm amprente după... La care Luis Lazarus, îți dai seama că acuza poliția că a luat amprente, domnule, din banii statului, ce a făcut poliția română, că a luat amprente după cameră. Îți dai seama, oamenii și-au făcut treaba în viziune, avea părerea mea. Bun. Și nu venea pe stradă nimeni să riște dacă filma camera sau nu. O luai pe-n grădin, săreai grădin, garduri și ajungeai la stâlpul respectiv. Că se zice că cineva a știut și cineva a cerut informații la familia respectivă cu ceva timp în urmă. Vă rog frumos să urmăriți live-ul la omul respectiv și zice așa, zice că chiar a fost un membru din familie întrebat dacă funcționează camera sau nu și ei bănuiesc pe omul respectiv care ar fi pus întrebarea respectivă. Deci știa, da? Deci știa că camera nu era 100% dacă filma sau nu. Bun.
Deci sper că am lămurit-o și pe aia cu camera, da? Vii pe spate, frumos, întorcea camera. Nu trebuia să... Eu dacă nu sunt singur și sunt hoț, nu mă duc în apropiere de cameră să am... Să-mi fac palpitații a doua zi, să mă gândesc, bă, frate, m-a luat camera, nu m-a luat camera. Îți dai seama, mă duc pe spate, am întors-o și pa, la revedere, ca hoț. Oamenii respectivi nu pot să zici că n-au fost profesioniști, pentru că au fost profesioniști. A luat ce a trebuit. Și credeți-mă pe mine că o să rămână pentru ei, Doamne ajută. Bun. O, te-am pus eu să ții bani în casă. Totuși, știi care e chestia? Dăm vina pe sistem, noi așa suntem noi românii, dăm vina pe sistem, dar totodată sistemul te-a ajutat ca să stai cu 200, cu 300 de mii de euro în casă. Du-i bă, nene, la bancă. Există bănci, există asigurări pe banii respectivi. Nu ți-i ții tu de nebun. Pentru că sunt țări în Europa unde mergi cu 10.000 în buzunar și îți dai seama că îți dă amendă sau îți confiscă banii sau te întreabă, bă, de unde justifici tu banii respectivi? Tu-i duci la bancă frumos, deci totodată dăm vina pe sistem, dar sistemul ne-a ajutat pe noi, da? Ca să stăm cu seiful în casă. Ajungem și la seif. Eu chiar vreau și țin lucrul ăsta, vă rog frumos pe toți să scrieți în comentarii dacă e corect sau nu e corect, dacă e bine sau nu e bine. Ceea ce zic, nu știu, ca întrebări, ca una, ca alta, adică cum eu văd lucrurile ca un om normal, nu ca altceva, acum în cazul ăsta. Bun. Pe hoț nu interesează că e cazul dat la televizor. Cobra, te salut. Pe hoț nu interesează, li se rupe la hoț că sunt dați la televizor. Crede-mă ce spun. Crede-mă ce spun că pe hoț interesează. Inclusiv mă dădeau pe ziare, inclusiv mă dădeau pe peste tot și mă chiar nu mă interesa pe mine. Eu eram focusat cum să cheltui banii cu familia mea când făceam anumite infracțiuni în Europa, în trecut, care am fost arestat și le-am plătit. Deci, pe bune, chiar nu mă interesa pe mine dacă cineva vorbea de cazul ăsta. Părerea mea, ancheta asta jurnalistică, cum a zis domnul Luis Lazarus, a zis așa, am dat drumul la o anchetă jurnalistică paralelă cu ancheta poliției. Părerea mea, dacă mă întreb pe mine, e ca o ancheta asta, e la fel ca o bârfă pe șanț. Dacă mă întreb pe mine, bă, frate, ce părere ai tu de ancheta respectivă? Întrebați-mă, vă rog frumos, unul. Și ai să vezi că aia zic. Bă, e la fel ca și cum vorbește doi pe șanț. Știți câți din ăștia am avut? Inclusiv se întâmpla ceva și venea și... Deci eu știam cum s-a întâmplat, stăteam la masă cu oamenii respectivi, nu vreau ca să zic că erau victime sau nu, și îmi povesteau altceva. Și eu eram acolo care știam cum s-a întâmplat. Înțelegi ideea? Auzeam fel și fel de bârfe. Exact aceeași chestie este acum cu cazul ăsta. Bă, aceeași chestie este, identică, la fel. Ancheta jurnalistică, bombă, a sărit în aer. Bun. Deci pe hoț nu interesează și pe bune. Drama familiei nu e dramă, da? Ca să ne înțelegem. Bă, drama familiei. Mulți vorbește. Mamă, drama familiei. Bă, nu e dramă. Deci ca să ne înțelegem, nu e dramă. Dramă înseamnă altceva. Copii scoși pe Europa, copii minori, oameni pe la organe, oameni care, ai înțeles, care au dispărut din membri din familie. Cobra, revin imediat și vorbim, fratele meu, am anunțat aici, imediat vorbesc și cu chat-ul, vreau să duc ideea, frate, te salut. Deci dramă, în viziunea mea, este altceva, nu că ți s-a furat ție 200.000 de euro din casă, nu te-am pus eu să pui 200.000 de euro în casă și când ai avut banii, nu i-ai împărțit cu nimeni. Pur și simplu, acum vrei să împarți durerea cu alții pentru că tu ai avut 200.000 și noi să zicem drama familiei. Drama familiei cu tot respectul. Deci cu tot respectul pentru toată lumea. Dar ca să nu confundăm termenele, termenul dramă. Asta e ideea. Bă, dramă înseamnă altceva. Când îți iau un copil, când nu-l mai găsești. S-au întâmplat. Când au fost oameni duși la organe, când au fost fel de fel de oameni îngropați. Aia este o dramă în familie. Tu
să-ți dea Dumnezeu sănătate, banii faci înapoi, dă-i încolo, lasă cât înveți tu minte să nu mai pui bani unde, unde nu trebuie, dar ajungem și acolo, da? Deci nu e dramă când ți s-a luat bani. E un furt, dă-l în morți, asta e. Ți l-a luat furtul și pa la revedere. Știi cât ți se întâmplă din astea? Și crede-mă, pe Europa se întâmplă cu agresiune, îi leagă inclusiv în casă, se intră cu agresiune, se intră... Acolo deja poți să-l mai chem, ăla e jaf, deja nu mai e furt, ăla e jaf, îți dai seama că e jaf. Deci se poartă genul ăsta de infracțiune afară în Europa. Dar la noi infracționalitatea, că ei zicea, nu mai putem, domnule, de hoți, nu mai putem să dormim. Ba, acum că ți s-a furat, ție, nu e infracționalitatea mare în România, dar să fiu și serios. Nu e infracțional, nu comparat tu nici cu un stat din Europa, pentru că n-ai cum, înțelegi? În Europa te crucești, te nebunești la ce nivel e dus infracționalitatea. La noi e foarte mică, da? Bun. Deci era așa, e sigur că hoțul a avut mănuși, deci el era sigur. Bă, și eu zic că hoțul a avut mănuși, dar poliția nu exclude o greșeală, pentru că hoțul întotdeauna e prins, sau cineva care îi săvârșește o infracționalitate e prins datorită la o greșeală. Deci totul se pleacă de la o greșeală, da? Deci totul se pleacă de la o greșeală. Eu când am fost arestat acum în Germania, am fost arestat de la o greșeală. Pentru că eu dacă nu făceam greșeala respectivă, nu eram arestat. Deși nu aveam voie să greșesc, pentru că acumulasem așa de mult timp în infracționalitate în Europa, vreau ca să menționez chestia asta, încât nu mai îmi permiteam să greșesc. Dar inopinantul vine, deci nu ai când să-ți dai seama când ai greșit, adică, bă, greșeala când e făcută, nu mai poți să o mai repari, gata, e făcută, punct, ca hoț. Bun, deci poliția nu exclude treaba asta. Stai seama că nu s-a urcat hoțul pe stâlpă la cameră, pentru că erau firele din altă tensiune foarte aproape, vreau să repet chestia asta pentru că le-am trecut aici și mi-a sărit în ochi, da? Deci am ajuns la ușa deschisă de la casă, da? Dar până să ajung la ușa deschisă de la casă, în viziunea noastră a tuturor, hoțul a întors camera și s-a dus la geam, da? Omul respectiv a zis așa, bă, poliția, deci lui Lazaru a zis așa, bă, poliția, de ce s-a dus la geamul respectiv și a zis că hoțul a încercat la geam? Pentru că să zic de ce. Îți zice fratele tău care a fost treaba acolo, la cum văd eu lucruri. Hoțul a încercat la geam. Pentru că hoțul n-a știut că oamenii a lăsat ușa deschisă. E normal. A încercat la geam. Geamul n-a știut să-l deschidă, n-a putut pentru că n-a putut. Ce a zis? A, bă, frate, să o încercăm la alt geam, la altă ușă, încercăm pe în altă parte. Și surprize, când s-a dus la ușă, a găsit ușa deschisă. De-aia poliția a luat amprente și de la geam. Nu-i normal? Pentru că geamul respectiv a avut o șurubeniță în el. Păi, dar n-are logică, domnule, că era ușa deschisă. Păi, hoțul n-a știut că era ușa deschisă. El a încercat prima oară geamul, pentru că era foarte aproape de geam, nu? Era foarte aproape de geam, a încercat geamul, după care s-a ajuns la ușă. La ușă, când s-a ajuns, cineva o fi probat pe acolo, ușă, geam și a găsit ușa deschisă. A zis, mamă, să moară familia, cel mai șmecher pont. A intrat fluierând, a intrat dansând, a intrat cu spatele, bam, 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 dansul pinguinului. Pentru că nu ai voie să faci greșeala și eu vreau să întreb pe toată lumea care vede asta și vreau să rog pe toată lumea frumos să-mi lese în comentarii. Băi, nene, ca omul care stă la casă, da? Deci nu vorbim de bloc, pentru că la bloc închizi ușa sigur 100%. Bă, oamenii care stă la casă, tu când pleci două zile, da? Deci tu când pleci două zile, numai puțin, o secundă, tu când pleci două zile de acasă, dacă închizi ușa sau nu? Păi hai să zici, păi oricum, la mine era ușa deschisă, intra cine? Păi da, mă, dar nu pleci două ore de acasă, bă, pleci o zi și o noapte, sau o noapte și o zi, cum vrei tu. Deci tu, chiar dacă tu știi că cineva nu e în casa respectivă, da?
Deci Getuța a zis așa, eu am plecat de acasă, nu era nimeni acasă, dar n-am închis ușa, domnule, că eu la noi, vezi, așa suntem învățați, ușa mereu deschisă și bun. Dar tu știai că familia ta e la mare, tu știai că frate, tu era săracul pe la cântat, pe la o treabă, pe la alta, deci știai lucrul ăsta. Păi știa. Păi și nu vrei să închizi ușa? Păi nu, eu închid ușa de afară, dar pe aia principală nu închid. Bă, nu știu. Deci, pe bune, nu știu, chiar mă întreb pe toată lumea dacă vi se pare ceva cu ușa asta. Bun, da, deși nu vreau să mai merg în față cu cazul, vreau o dată și bine. Deci, zice exact cum sunt vorbele lor, nu sunt vorbele mele, dar îi trasă din păr și o să ajungem și la ancheta la poliție să vezi de ce ea a considerat poliția că trebuie să fie audiați. Bun, și nu zic asta pentru că vreau să dezinformez sau eu nu cred în cazul ăsta sau ceva, cum să zic eu. Stai așa. Nu știu ce ai scris aici, dar revin. Îmi cer eu scuze acum, vreau să-mi duc ideea la capăt și revin. Bun, care înțelege, înțelege, da? Deci nu pleci de acasă și două zile și lași ușa deschisă, dar afară, la poartă, poarta o închis. Bun. Deci au încercat la geam prima oară, cu pe la geam a trecut oamenii respectivi. Era la stradă, ei când a sărit... Bună seara, bună seara. Ei când au sărit, îți dai seama, era aproape de geam, au încercat la geam și normal, a văzut, bă, nu reușim să desfacem geamul pentru că e la stradă, e gălăgie, aude cineva, n-aude, hai să ne mai uităm la altă oportunitate ca să-l desfacem mai frumos. Și s-a dus oamenii pe la ușă și au găsit ușa deschisă, a, frate, gata, zici, au dat și gin-gin au făcut acolo. Bun. Deci nu erau siguri că ușa e deschisă, da? Deci eu n-am de unde să știu când vin la o faptă, bă, nu vorbesc de cazul respectiv, la o faptă, dacă eu m-aș duce, nu mă duc, dar în trecut, acum vreo 25 de ani, când mergeam eu nu aveam de unde să știu dacă era ușa deschisă sau nu. Mie mi s-a întâmplat în Elveția chestia asta, într-o fabrică, am plătit pentru ea și am fost arestat pentru cazul respectiv, am plătit cu vârf și îndesat și pot să-mi zic povestea, am și zis-o. Erau 20 de geamuri, le-am încercat pe toate, da? Și am găsit unul deschis. Îți dai seama, pe acolo s-a intrat. Dar, eu am încercat pe unde era planul și pe unde trebuia la ușă. Da? Eu n-aveam treabă cu geamuri, eu am încercat la ușă. Dacă la ușă n-am putut, că era prea greu de desfăcut, am încercat geamurile, le-am luat în parte. Bă, eu zic cazul meu, ce am pățit eu în Elveția. Am luat geamul în parte, bam, 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 și l-am găsit un geam deschis. Așa a fost pregăteala pentru mine acolo, am intrat înăuntru și am fost și arestat, ca să vezi ghinion, domnule, ghinion. Bun. Iancu chemat la poliție. Bă, de ce oare? Iancu chemat la poliție. O fi ceva de zi, fă, hai să zici, hai mă, Antoane, ce vrei să zici, că acum a furat ea cu bani, nu frate, nu frate, nu zic asta. Dar să nu uităm că cum le înțeleg eu sau cum le înțelegi tu, declarațiile nefondate, așa le înțelege și poliția. Și poliția, crede-mă că nu e proastă, da? Că nu a rezolvat cazul sau că nu rezolvă cazul, poliția nu-i proastă. Acum eu vreau să dau un exemplu de mine, exact personal de mine. Te salut, Emilian Anton. Dau un exemplu exact de mine, exact de familia mea, exact ce mi s-a întâmplat mie. Eu, mie, în familia mea, mi-a omorât un unchi de-a meu la Torino, cineva, da? Poliția n-a făcut nimic. Bă, n-a făcut absolut nimic. Să fie din 2007, 2018 s-a întâmplat cazul, n-a făcut nimic. Efectiv, nu a făcut nimic. Unchiul meu a murit, Dumnezeu să-l ierte, n-a făcut nimic. Bun. Bun. Nu-i bun nimic, îți dai seama, n-a făcut nimic. Un alt văr de-a meu, aici în Italia, a căzut la mine în casă, că așa a fost conjuncturile, a fost familia mea anchetată foarte urât și foarte agresiv din poliție, da?
pe tentativă de omor, au avut probe în mână și mi-a lăsat familia în pace, da? Deci au avut probe în mână, au dovedit că nu a fost așa cum a fost acuzațiile și mi-a lăsat familia în pace, da? Bun. Mi s-a luat copilul mie din România, da? Cine nu știe, te salut, dascălu Laurențiu. Cine nu știe, mi s-a luat copilul mie din România, deci mi-a fost copilul răpit din România, eu am fost pe la televizor, am fost pe la poliție, am fost în stânga, în dreapta, da? Când s-a întâmplat chestia aia. Bă, nicio soluție, da? Deci, unde a fost, unde poliția a putut să agățe, s-a agățat. A făcut, a dat o soluționare. Unde n-a putut, n-a putut. Bă, într-adevăr, un polițai nu poate să îți garanteze ție, da? Nu poate să îți garanteze ție că îți va prinde hoțul sau îți va da o soluționare în cazul respectiv. Și de ce zic? Luis Lazarus a zis așa, bă, eu reformulez vorbele lui, da? Reproduc vorbele lui. Eu, dacă eram în locul vostru, dădeam poliția în judecată și îi puneam să-mi plătească, să-mi despăgubească banii furați, să dea poliția din buzunar, din fondul statului, banii luculiță înapoi că i s-a furat seif. Băi, eu am pretenții la tine ca om. Deci am pretenții și pe bune. Ești un om care ai facultăți, ești un om foarte inteligent, ești un om care zici tu că ai făcut anchete din astea de criminalitate organizată, că ai fugărit o babă pe piață și am pretenții la tine, da? Am pretenții la tine să zici o asemenea aberație. Bă, o asemenea aberație? Deci poliția trebuie să despăgubească pe culiță. Păi stai, mă, culiță de ce nu și-a luat banii în sacoșică și i-a băgat la bancă? De ce nu? Păi nu, dar poliția îți dea bani. De ce? Păi că nu rezolvă cazul respectiv. Păi dar poliția nu e, mă, frate, nici garda ta de corp, nu e nici zi. Nici asigurarea ta că ții nu ți se va fura nimic, deci poliția chiar nu e, crede-mă ce zic, nu e. Dacă ei au armele în mână să-ți rezolvi problema, ți-o rezolvă. Dacă nu, nu. Și în viziunea mea și părerea mea, cazul ăsta o să fie nerezolvat. De ce? Doar un simplu fapt. Hoții au fost cum trebuie, cine a dat pontul și a apelat la o firmă, o firmă serioasă, domnule, nu s-a apelat așa. Fără servicii din alea cum trebuie, nu mergem așa cu ciurii buni pe stradă. A dat unde a trebuit, a fost springare, adevărat din orice punct de vedere, părerea mea, și 10 ca lui Lazaru nu o să-i prindă. Dacă vreodată o să fie prins și eu o să fiu singurul care plâng pe live. Pentru hoți. Zic, mamă să mori dacă nu plâng. Dar nu că țin cu hoțul sau încurajez asta, Doamne ferește. Deși le doresc sănătate la toată lumea. Bun, ca să ne înțelegem că după aia YouTube-ul mă sancționează. Seif un dulap. Bun, am ajuns la cuvântul culminant. Bă, vă rog eu frumos pe toți. Sunteți 31, da? Bă, vă rog frumos pe toți. Bă, toți aveți un dulap în cameră. Adică, pe bune, nu cred că ai hainele aruncate pe jos. Ai un dulap, da? Pot să iau telefonul și să mă duc că am aproximativ la fel, dulapul meu din cameră e aproximativ la fel ca lui. Și să mă duc să fac o demonstrație. Eu vă jur că am luat ruleta și am măsurat. Oamenii respectivi au dat niște măsuri și a zis așa. Seiful avea 60-70 lățime, un metru înălțime. Deci era frumos, da? Era frumos. Nu vreau să-mi aduc aminte când trecut mi-au căzut seifuri din astea și eu îți garantez că în 2-3 nu lei. Bă, nu lei, lei, dar greu, tare de tot, lei, dar greu. Mă ales în două persoane, nu lei. Deși Geta zice că ea, bă, asta e o telenovelă și pe bune, o telenovelă românească și pe bune. Geta zice așa, ea împreună cu frățiorul ei culiță a băgat seiful în dulap. S-a chinuit foarte mult și și-a rupt spatele. Bă, nu vreau să zic nimic, da? Deci, nu vreau să zic nimic. Dacă o femeie are puterea să ajute un bărbat cu un seif de 100 și ceva de kilograme, da? Bun.
Eu vreau să vă întreb pe voi, da, pe toți care sunteți aici și care vizionează live-ul respectiv, pentru că o să rămână. Și vă rog frumos ca să-mi scrieți în comentarii ceea ce credeți voi. O să ai să zici, bă, că faci. Bă, pe bune, chiar vreau să văd părerea sau inclusiv prostia omului cum o gândește. Dacă un seif de 100 de kilograme, tu l-ai băga în dulap, dar unde în dulap? Exact pe centrul dulapului, da? Deci ai trei părți la dulap, da? Ai trei părți, una, două, trei. Tu consideri să-l bași pe jumate, da? Pe jumate. Când te gândești, normal, ca un om normal ar gândi, băi, eu dacă bag seiful ăsta de 100 de kg, pleacă, mă, morții lui tot dulapul. Dacă pleacă tot dulapul. Bă, poate nu pleacă, dar dacă pleacă, păi, dar eu vreau să-l ascund. Păi, dacă vreau să-l ascund seiful respectiv, da? Dacă eu vreau să ascund seiful respectiv, pun mâna pe telefon, da? Și sună un zidar sau un gropar și zic, te rog frumos, fă și mie o groapă aici, în perete, sapă frumos. Am găsit inclusiv seif în baie. Am găsit inclusiv după ușă. Deci deschideai ușa, o închideai înapoi și era seiful acolo. Mi-a căzut, am în apropiere de picioare, era seif fals și seif adevărat. Și când a plecat la adevărat, era să-mi retezeze picioarele. Bă, ceva incredibil. Deci omul le ascunde unde nu gândește nimeni. Bun. Sebastiane, te salut. Deci omul le gândește când vrei să ascunzi ceva, bă, pe bune vrei să-l ascunzi. Eu vă întreb pe voi, bă, omul respectiv vroia să ascundă seiful sau nu vroia? Păi, el nu vroia, bă, că dacă vroia, bă, dădea gaură în perete și l-ascundea bine, da? Bun, și eu sunt de aceeași părere. Păi și de ce-l băga în dulap, mă, frate? Atâta timp cât seiful respectiv, tu băgai o greutate într-un dulap care nu știi dacă rezista dulapul efectiv. Bă, nu știi dacă rezista dulapul. Deci, pe bune. Pentru că tu când pui pe mijloc, orice dulap, într-adevăr, are și pe mijloc picioare. Dar acolo e slăbiciunea lui pe mijloc, mă, frate. Pentru că el poate să plece. Și tu având puțin creier și om normal, zice așa. Mă, fratele meu, mă-i bine ceea ce fac eu să bag un seif într-un dulap? Că mie nu trebuie să-l ascund, îl pun lângă dulap. Păi, dar n-aveam loc, era ușa. Bă, pui oriunde, mă, frate, dacă tu nu vrei să-l ascunzi. Păi nu, că vreau să-l ascund. Păi bagă-l, mă, cum bagă toată lumea în perete, da? Îl bagi în perete. Bă, asta e o dilemă și eu, e ceva care o gândesc eu. Eu nu zic că nu e adevărat. Eu nu zic că n-a fost seiful acolo. Bă, dar nici nu pot să trec peste amănuntul ăsta. Deci, pe bune, n-am cum să sar chestia asta, da? Pentru că e drama mare, domnule, și dezbatem cazul ăsta, am ajuns să dezbatem cazul ăsta și îți dai seama, chiar mă gândesc, bă, tu bagi un seif așa, pur și simplu, da, mă, bagă-l în dulap. Păi dacă vrei să-l ascunzi, bagi, faci gaură, nu? Bun. Deci zice așa, dascălul, da? Dascălul Laurențiu zice așa, Florine, un seif de 100 de kg, la cum sunt dulapurile făcute, acum nu-l ține. Deci cum sunt dulapurile acum, în ziua de azi, nu-l ține. Eu vreau să-i dau răspunsul lui dascălul Laurențiu, da? Nu e vorba că nu-l ține, fratele meu. Deci nu-i vorba asta. Tu ca om normal te găsești cu seiful lângă tine și te uiți la dulap și te întrebi singur. Bă, frate, dar dacă se rupe și nu riști să faci o acțiune ca o dorel, frate, să cadă dulapul pe tine. Și zice așa, bă, morții lui, frate, ăsta e mare, dulapul ăsta o ține, nu o ține. Ce fac? Stau să mă fac de căcat să cadă dulapul peste mine. Dă-l, mă, morții lui, că și așa nu vreau să-l ascund. Și îl pun separe mea acolo. Așa o gândești. Este adevărat sau nu? Bă, eu așa zic că e cel mai plauzibil. Adică, bă, frate, tu iei seiful, l-ai cărat cu getuța în cameră, te-ai chinuit pe la ușile, deși nimeni nu face cazul. Ușile respective are spațiu mic, să mor eu dacă te duci cu ruleta, bă, puneți-i, scrieți-i în chat acolo, bă, măsoară-mă ușa, să vedem cât are ușa, să văd, intră 60-70 pe ușă, că mie mi se pare ușile alea vechi, de mult micuțe. Bă, mi s-a părut mie, că sunt micuțe.
Bun, a intrat, l-a băgat pe geam, l-a băgat pe sus, pe jos, a intrat, mă, frate, seiful. Bă, dar te uiți cu seiful, băi, așa și te uiți la dulap și zici, mamă, dacă îl pun, risc să fac exact ca Dorel, să cadă seiful peste mine, să cadă dulapul peste, când, peste mine când dor, zici, dă-l, mă, morțic, și așa nu vreau să-l ascund. Că dacă aș vrea să-l ascund, îl bag undeva frumos, înțelegi? Cosmin Botezat, te salut, frate. Îl bag undeva frumos și îl bagi în perete, îl bagi în baie, îl bagi în grădină, îl bagi în pământ. Bă, înțelegi detaliile astea. Bă, nimeni nu vorbește, toți, vezi tu, acum, nu neapărat dacă ai fost, știu eu, ai făcut și tu infracțiuni în trecut, poți să-ți dai seama de anumite. Bă, frate, într-adevăr, trebuie să ai infracționalitate, după infracționalitate să faci o analiză, da, nu că să zic eu că o fac eu, da, unul ca mine sau cum sunteți și voi mulți, își dă seama de aspectele astea și de detaliile astea care și cu poarta, dacă urmărești vlogul, live-ul de azi la omul respectiv, s-a sărit foarte repede peste poartă, poarta se deschidea cu totul, portița mică, da, era în poarta mare, deci se deschidea cu totul. Deci nu avea logică că femeia mergea cu cheia atâta timp cât poarta ea o vedea deschisă. Bă, nu avea logică acolo, înțelegi? Razer zice așa, eu zic că hoții vrea să facă contestație că nu au găsit suma... Da, care e declarată. Bun, Razer, îți mulțumesc pentru susținere, frate. Și la toți vă mulțumesc pe bune, chiar vă mulțumesc. Bun, deci am lămurit și chestia asta, sper, cu dulapul. Eu mi-am mai zis părerea pe anumite vloguri când am fost întrebat, pe anumite live-uri când am fost întrebat și, cum să zic eu, mi-am dat puțin așa cu părerea. Într-adevăr, au apărut fel de fel de anchetatori și fel de fel de polițai și fel de fel de anchete din astea și îți dai seama că în viziunea mea, fraier care vorbesc pur și simplu aiure. Bun. Deci dulapul nu ține greutatea la seif. Eu așa cred, dar chiar dacă o ține, nu știu ce zice doamna Cosânzeana, nu știu ce zice, dar chiar dacă nu ține greutatea la seif, tu nu ai de unde să știi dacă o ține sau nu și nu riști ca să-l bagi acolo. Băi, eu așa cred, mă, frate, adică tu dacă nu crezi tot asta, înseamnă că o gândești ca Dorel. Zici, lasă, băi, frate, să bag acolo. Drebi, te salut. Te gândești, lasă, mă, frate, să bag acolo. Cade peste mine, cade, nu cade de la morții lui, asta e. Bun. Deci niciodată seiful nu se ține în dulap. Seiful mare, eu am găsit seif, dar micuț, da? Din alea micuț. Ăla, le, îl bagi și în comodă și pe comodă și pe pat unde vrei tu, din ăla micuț. Dar aici se vorbește de o dimensiune mult mai mare, 1 metru pe 60, 70, deci se vorbește de o dimensiune mult mai mare, da? Frați audiați, o să fie într-adevăr, îi cheamă pe acolo, zice, bă, ne mai zine o variantă că nu știu, dar nu miroasa bine. O să zic că poliția, bă, nu miroasa bine în cazul ăsta. Și părerea mea, poliția are dreptate. Dacă zice așa, nu miroasa bine, dacă declarațiile la poliție sunt la fel ca declarațiile în presă, poliția e blocată. Deci poliția e blocată, poliția nu are pur și simplu soluții. Bă, frate, te-a furat, bun, am înțeles, te-a furat. Noi n-avem pe cine să luăm. E la fel ca și când tu zici mie, băi, Antoane, ce-am mâncat eu aseară? La care eu, dacă am aparatura necesară și am tehnologia, mă ajută, zic, bă, fratele meu, uite, Cobra, dau un exemplu, că-i prietenul meu, sau Iancu, sau cine vrei tu, dau un exemplu și zic așa. Zic, bă, poate ai mâncat carne, frate, ai mâncat carne, este? La care el zici, păi n-am mâncat, bă, carne, am mâncat fasole. Dar eu dacă nu am, ai înțeles, dacă nu am, nu mă ajută tehnologia, nu mă... Bine, mai mult ca să fii sănătos. Așa e și în cazul ăsta. Dacă are, prinde, dacă nu, pa, la revedere. Că tu faci tam-tam mediatic, părerea mea, o faci pentru vizualizări. Părerea mea. Bun. Și îți dai seama când se face un... Când se... E un caz din ăsta
o să fie ca un cârlig, ca o remorcă și se mai agață și alții de cazul ăsta, tot pentru vizualizări, îți dai seama, și ăla dezbate, ăla face, ăla își dă cu părere. Până la urmă toată lumea nebunește, toată lumea se plictisește, un fel de, îmi scap acum, Viorel și Vulpița în varianta Seif, da? Deci un fel de Vulpița varianta Seif, dacă o gândești puțin. Dacă nu, într-adevăr, e și lume proastă care pune botul la multe vrăjeli și pa la revedere. Lasă-și, mă frate, să-și facă treaba poliția cum și-o face și în alte părți. Dar poliția nu-ți garantează, frate. Pentru că un hoț când merge la o treabă are riscul să fie prins, să nu găsească bani, da? Sau să găsească proprietarul, să schimbe încadrarea, oar îl împușcă, îl omoară, deci sunt multe riscuri. La fel e și la poliție. Bă, poliția, dacă îl prinde bine, dacă nu îl prinde, iară bine. Până la urmă nu e o crimă, nu s-a întâmplat altele mai rele. Gândește că în cazurile mele care le-am zis mai devreme, crede-mă că a fost cazul foarte grav față de un seif de 200 de mii și nu s-a făcut nimic. Bine, mă frate, mi-am făcut eu dreptate că așa a fost la vremea respectivă și asta e. Bun, nu zic că trebuie să-și facă nimeni dreptate, pentru că și dacă și-ar face dreptate în cazul ăsta, ei pur și simplu acuză pe toată lumea, pe stânga, pe dreapta, pe stânga, pe dreapta, fără să aibă o probă și fără să, cum să zic eu, bă frate, nici nu poți să acuzi stânga, dreapta, acuz doar așa de dragul de a acuza. Bun, deci poliția nu garantează prinderea hoțului și pe bune, nu garantează. Deci riscul poliției, poliția își face treaba, hoțul la fel, așa că sunt două linii diferite. Lui s-a rezolvat cazul, da? Am trecut aici. El a zis, mamă, ce am găsit? Deci nu vă vine să credeți ce am putut să găsesc. Hoții au venit pe partea asta. Așa, mă, și dacă ai venit pe partea aia, ce? Antoane, imediat, Costi, imediat, frate, imediat. Iartă-mă pe mine, imediat. O să... Așa, și... Deci, pentru ce să faci? Că ai filmat o jumătate de poartă deschisă și o cameră care s-a luat amprente mare, tapta, marea rezolvare, marele caz. Elodia, unde e Elodia? Asta zici că e Elodia cazul ăsta. Deci el i-ar da judecată, i-ar da judecată pe polițiști să plătească ei paguba. El așa a scris și așa a zis. Eu țin să cred că omul a făcut o greșeală fără să vrea așa vorbind, pentru că nu faci nimic decât să-i dai o speranță la un om de rând. Pur și simplu, acuză-mă poliția. Bă, dacă n-are nici, dacă hoțul a fost cum trebuie, acuză poliția. Zic că poliția, că tu i-ai dat să-i dai judecată. Dai cum să dai. Exact cum te-aș da eu pe tine judecată acum, că mi s-a stricat becul la baie. Hai să zici, băi, Antoane, ai nebunit. E la fel, crede-mă că e aceeași chestie. Și iar pretenția care o am de la omul respectiv e că furtul e furt, jaful e jaf. Deci să fie diferenți între una și alta, pentru că el se intitulează că face anchete mediatice. Da? Deci jaful e jaf, am citit mai devreme. Da? Jaful este definit prin lege deoarece criminalul încearcă să ia ceva de valoare de la o persoană prin forță, intimidare, amenințare cu arme și altele, da? Deci, pe bune. Jaful-i jaf, furtul-i furt. În cazul ăsta a fost jaf, a fost furt, n-a fost jaf, da? Ca să separăm lucrurile astea, pentru că totuși e bine să le separăm. Într-adevăr, tu poți să ai o grămadă de facultăți. Bă, viața, eu vorbesc de un hoț profesionist, pentru că aici n-a fost nici unul care fura o găină, n-a fost niciunul. Bă, cine a apelat? Aici a știut unde să apeleze. A dus exact și vreau să mă repet. La firme, cum trebuie din orice punct de vedere. Ce a zis? Toate servicii full option le vreau. Bun, le vrei full option? Da. Asta ți-e parte, asta mi-e partea. Gata, frate, i-a zis. Dă-i drumul la mers.
Nu a fost vreun clan de acolo pe la țară, nu a fost vreo grupare de la țară, a fost cum trebuie, îți dai seama și când ești cum trebuie, poți să ai 7 facultăți și poți să stai să dezbați ușa aia și să te uiți la zăvor de 7 milioane de ori, că ăia crede-mă că sunt bine. Și ei ne dorim sănătate la toată lumea, nu numai la hoți, bă, la toată lumea. Că s-a umplut, domnule, România asta de hoți, s-a umplut. Bun. Da, deci cred că într-adevăr am lămurit că am... îmi scapă un aspect. Sună la ministru. Omul respectiv a zis așa. Bă, numai puțin, vreau ca să cer o țigară, pentru că crede-mă că mă ia supărarea. Și vreau să cer o țigară, nu? Revin imediat, o secundă. Adă-mi o țigară, te rog frumos. Într-adevăr, am o oră în cap și de când sunt live și eu sunt mai rău de țigări. Vreau să fumez aici o țigară și pe bune. Nu sunt însurat. Cine a zis că sunt însurat? Zice cineva că sunt însurat. Deci omul respectiv, Luis Lazaru, s-a zis așa. Pe finalul la live-ul respectiv, care l-a făcut de la familia, de acasă, de la familia Sterp, a zis așa. Dacă poliția nu se mișcă, merg la ministru. Păi da, de ce mergi la ministru? De ce mergi la ministru? Un om simplu, părerea mea, asta e o jicnire față de omul simplu și n-am nimic cu omul. Crede-mă ce zic, nu vreau să-l demontez pas cu pas pentru că posibil nu am inteligența lui, posibil că o am, posibil că nu o am, posibil el știe altele sau vorbește altele. Dar la un om simplu, când i s-a furat ceva, da? Bă, frate, de ce l-ai blocat pe Sebastian? El e cu noi aici. A zis ceva cu obraz. Înseamnă că a zis ceva. Dar el era cu minte. Bă, revin imediat și vorbim. Îmi termin ideea asta și pe bune vorbim. El a zis așa, mă duc la ministru. Lasă-l, frate, lasă-l. Dacă nu jură, nu asta, Sebastian nu jură. Că el, zi, el a mai fost cu noi aici. A mai fost el un pic așa, dar și-a revenit Sebastian. Când mergi la ministru, vrei să-mi spui și să demonstrezi că tu ai pile. Nu. La ce să mergi la ministru? Lasă-mă poliția să-și facă treaba. Ce ministru a băut ceva cu hoții respectiv sau crezi că a avut parte? Deși mulți scriau în comentarii, să vezi prostia românească, bă, mulți scriau în comentarii, zicea, poliția în cazul ăsta e mână-mână, a luat parte. Bă, cât de idiot mă să gândești treaba asta. Bă, eu ca hoț și în calitate de hoț eu dau parte la poliția dintr-un oraș unde am eu treabă. Ești nebun, ești dobitoc să gândești așa. Oare ești prea copil? Deci altceva nu ești. Vă rog frumos să o gândiți. Cum să zici că bă, ăla, sau ce, ministru a stat cu familia Sterp la masă sau știi cazul sau cu poliția respectivă. Bă, ăla e ministru, pa, la revedere. Ce te duci tu la ministru? Să jicnești pe altă lume care li s-a întâmplat? Posibil o bătrânică în România a fost jefuită sau furată sau cum vrei tu de 20 de milioane, da? I s-a furat pensia. Femeia respectivă de ce nu s-a dus la ministru? De ce nu s-a dus? A, că tu ești persoană publică și tu arăți că ai putere și te ajungi până la ministru. Păi vezi, asta e diferența între un om când are bani și are relații și alt muritor care nu are, sărac. Nu are. Dar ia du-te la ministru și cu alte cazuri. Ia alte cazuri de România care s-a furat, s-a făcut, s-a adresa spart, da? Din astea care nu-i cunoaște lumea și du-le la ministru. Chiar te rog frumos, du-le la ministru. Păi dar nu le duc, eu duc pe cazul Culiță Sterp că a câștigat la Survivor România, că așa a zis că el justifică banii, că s-au chinuit săracii pe acolo, pe la Survivor România și au câștigat. Cu tot respectul pentru familia omului respectiv. Eu nu neg că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Dar există contrazicerile astea în declarații și există totodată, cum să zic eu,
există totodată marjile astea de eroare. Mă înțelegi ce zic? Băi, există. Cu tot respectul pentru familie. Dar mi se pare... mi s-a întâmplat altele mai urâte și n-am fost la ministru. Și nu doar mie. Nici nu vreau să mai vorbesc de mine. Vorbesc de altă lume din România, da? Crede-mă că le s-a întâmplat. I-a furat 20 de milioane la o bătrânică pe acolo. Poate n-avea, nu mai avea de ce să-și ia pastile. Femeia respectivă stă pe TVR1 și urmărește circul ăsta și panorama și zice, ia uite mamă, s-a dus tocmai la ministru. Și au rezolvat, mamă, cazul, s-au pus presiuni pe gardă, pentru că pune presiuni pe poliție, dar asta nu înseamnă că rezolvă cazul. Băi, dacă ai fost cu trebuie, greu să rezolvă cazul. Astea se întâmplă în fiecare zi pe afară, pe Europa, eu am mai zis. Și din alea urâte. Și crede-mă că nu le rezolvă. Și ai să zici pe Europa. Păi nu... Bă, frate, poliția nu are un contract și contract scrie așa. Bă, eu trebuie să rezolv orice caz. Deci nu există așa ceva. A, trebuie să facă, să aducă rezultate, aia da. Dar acolo nu are o clauză. Bă, dacă n-ai rezolvat cazul cu Liță, vei fi dat afară. Crede-mă pe mine că nu are. Omul face ceea ce poate. Cu bună credință. Dacă e bine, bine. Dacă nu, iară bine. Nici de like-uri nu mai ziceți nimic. Aia toare că faci pentru vizualizări. Nu fac pentru nimic. Fac pe bune pentru că am urmărit cazul ăsta și am zis, mamă, câtă prostie. Bă, câtă prostie și pe bune. Prostie multă. Bă, nu zic că, și repet, nu zic că cazul respectiv nu există. Nu zic. Într-adevăr, băi, el s-a furat un sit. Bine, mă, și ce putem să facem? Păi ajunge la ministru, așa, și de la ministru. Păi mă duc și la președinte. Poți să te duci și la Putin. Dacă hoții au fost cum trebuie, crede-mă pe mine. Te duci la Putin și zici, bă, Putin, rezolvă cazul. Știi ce zice Putin? Au fost profesioniști, mă, ce dracu. N-are ce să-ți facă. Înțelegi? Nu are ce să-ți facă. Poliția își dă interesul, mă. Am găsit mașina, a zis el. Băi, știm toți, mașina care se vede pe ăla, cam 90%, nu vreau să dau eu un procent așa, dar cam 90%, părerea mea, îi stric părerea mea, posibil greșesc, e un Iveco. Da? E un Iveco și părerea mea așa, e, care are zi, lumini pe laterale, pe praguri. Ai zis că dă hoți luminile jos, aia. Tu stai seama, bă, ce face aia? Schimbă și roata de rezervă acum. Bă, frate, aia-s bine. Aia sunt bine, aia râde de cazul ăsta și pe bune. Voi faceți greșeală după greșeală, acuzați aiurea și pe bune vorbesc, fără niciun rezultat. Hai să vezi că n-ai rezultate exact ca în cazul Elodia. De aia am pus și titlul. Hai să vezi că nu ai rezultat și pe bune. Nu mi-aș dori, zic drept, să ai rezultat. Eu am poziții de infractor, din păcate, și... Nu mi-aș dori chestia asta, că eu știu cum e la pușcărie, dar eu atât vreau să zic. Dacă eu eram hoțul, în ghilimele, dacă eram hoțul de la seiful respectiv, crede-mă ce zic, la cât tam-tam ați făcut, eu vineam eu singur. Și ziceam, bă, eu am fost, să mor eu, dacă nu. Nu mai să închid cazul ăsta cu Viorel și Vulpița, să-l închid și pe bune. Dacă eram, că n-aveai ce să mă, dădeai 5 luni, 6 luni și eram afară și pa la revedere. Ia uite-l cum gândește. Bine, nu-ți mai aduceam bani, că mare nu ți-i mai aduceam. Îți mai luai tu recompensă de acolo și gata, închide cazul ăla. Bun, atât am avut de zis cu cazul ăsta. Mai stăm puțin, mai vorbim, mai socializăm. Nu încurajez chestia asta, deși eu am vloguri pe tema asta. Am vloguri pe temă de infracționalitate, e adevărat. Nu încurajez asta, nici nu-mi permit să dau sfaturi și vorbesc foarte serios. Îmi zic doar părerea mea și viziunea mea în cazul ăsta. De ce? Pentru că am văzut fel și fel de păreri eronate, fel și fel de idei. Într-adevăr, poate am sărit un amănunt, poate nu mi-a ieșit exact cum vroiam eu să zic exact ce consider eu că era bine sau rău. Rău a fost doar o chestie că îți dai seama, a ținut bani în casă,
n-ai cum să ții sub casă și vorbesc foarte serios, trebuia să-i duci la bancă și atunci aveai pretenții de la directorul de la bancă să-ți oferi o asigurare și să zică, da bă frate, s-a întâmplat ceva, da, banca falimet, ai asigurarea respectivă. Atâta timp cât tu îi ții în casă, nu-ți garantează nimeni, în vremurile care trăim, nu-ți garantează nimeni. Dar nici s-a pus stânga dreapta și tot așa. Bun, haideți cu like să urce, să ducă Toma la zi. La Luis Lazaros. La domnul Luis Lazaros. Egal, alias Țuțurel. A, dacă vede, după aia zice, a, iau, se supără. Ileana, nu știu. Deci așa, Costi zice așa, Academia de Hoți nu e film artistic. A fost o grupare de Piatra Neamț care făceau jafuri în Europa. Ăs prietenii noștri. Ăia sunt prietenii noștri. Da, moldovenii. Ai înțeles? Deci acolo s-a făcut doar tam-tam cât a fost priș în timpul jafului, când se dădea un jaf nou, stătea să vină. A venit jurnalistul, a arătat cazul, pa la revedere. Vezi că pe afară, pe Europa, dacă dai detalii din caz, s-ar putea să fii sancționat și pe bune vorbesc. Când îți zice poliția, nu ai voie să dai detalii, n-ai voie. O, te mai duci tu, să te cațări pe garduri pe acolo, pentru că vei fi amendat, 100%. Înțelegi? Asta e chestia. Deci asta a fost și drama. Drama familiei, toți au punctat pe chestia asta. Bă, drama familiei. Bă, eu drama o văd altfel. Tu o vezi altfel, ăla o vede altfel. Dacă ești puțin cu capul pe umeri, o să-ți dai seama că nu e. Ce zice? Ian cu zice 73 și 17. Haideți cu like-uri, zice Iancu. Nu zic eu, zice Iancu. Lasă frate, lumea stă și ascultă, n-are like-uri, se uită pe televizor, se uită, sunt toți șefii de poliție, se uită, zice, bă, da bine, zice Anton ăsta, ia uite cum ne acuza aia. Bă, nu țin cu poliția, vreau să repet încă o dată, nu țin cu poliția. Eu am fost de partea cealaltă a baricadei și pe bune timp de toată viața, nu doar de câțiva ani, de toată viața eu am fost pe partea ailaltă a baricadei cu, a fost un fel de șoaricele și pisica între mine și poliție. Dar ce să facă și poliția, mă frate? Ai să zici, păi, da, trebuie să facă. Păi și ce să facă? Să treacă 500 de mașini pe acolo doar ca să treacă? Bă, pe la urmă s-a furat un seif. Bun, a luat ambrete, face cercetările, asta nu poate face ceva. Tu de unde știi că nu faci nimic? Păi dar nu, băi, a trecut o lună și n-a făcut? Fii atent ce spun eu ție, tu trebuie să faci. Păi bă, frate, i-ai dat un... Are termen ăla o lună de zile, ce contract de muncă? Scade, ce se întâmplă? Te salut, Aline, mersi, te salut. Are timp o lună de zile poliția. Își face și el treaba acolo la calculator. Bă, vezi că la noi în România încă se dă declarațiile cu pe hârtie, da? Nu e ca la afară pe tastatură. Dacă ăla are, cu aia face, mă, frate. Dacă eu ți îți dau un Fiat și zic fugi, mă, cu 400 la oră. Păi, bă, ești nebun dacă ăsta 120 merge. Cum să fug cu 400? Bă, tu fugi cu 400. Bă, nu poate. Nu poate. Și mai are și alte cazuri. Acum, nu, nici să nu facem o zarvă din asta, că doar că e la televizor cazul, să zici, mamă, cel mai mare jaful anului. Băi, eu vreau să reamintesc, s-a întâmplat la Arad, s-a întâmplat la Timișoara, s-a întâmplat în partea Moldovei, crede-mă, sume mai mari. Care s-a văzut doar așa o știri care au urmărit rețelele de socializare la Cibon. Pe grupuri. S-a văzut o știre și au rămas acolo. Eu am înțeles că tu ai putere mediatică. Am înțeles că te cunoaște lumea. Dar când tu zici că vrei să te duci la ministru, tu pe alții, părerea mea, îi josești. Păi alții n-au fost, mă, la ministru. Lasă-mă să-și facă treaba, cine trebuie să-și facă treaba și pa la revedere. Păi prinde, bine, nu... Iei microfonul, te mai duci de 4 ori la Survivor și pui bani înapoi. Dacă îi pui tot acolo, sună-mă și după aia mă predau singur ca să nu se mai facă anchete din ăsta. Mai faci un spirit de glumă. Într-adevăr, bă, aș minți să zic, bă, îmi pare rău. Nu.
Și la ce vot? Fiecare face ce vrea, mă, frate. Mie nici nu mă călzește, nici nu mă răcește și vorbesc foarte serios. Bă, foarte serios. Nici nu mă călzește, nici nu mă răcește chestia asta. Te-am pus eu, mă, să ții bani în casă? Păi nu. Păi. Mi-a furat mie bani? Păi nu. Păi și pa la revedere, mă, frate. Dar când vezi prostii și când vezi că mulți caută vizualizări și caută să facă, să dreagă, că ei face, că eu am prins, trebuie să vin eu, domnule, să rezolv problema, că poliția n-a reușit și își dau grade singuri. Păi băi, nene, tu nu trebuia să fii jurnalist. Du-te și tu și bagă-te la o instituție din asta, la DICOT, la ceva. De ce nu te-ai făcut polițai? Păi, dar nu vreau să fiu polițai, vreau să fiu jurnalist anchetator. Mă uitam, fugea, bă, n-am nimic cu omul personal, să mă rând dacă am. Fugea după o femeie pe acolo, păi tu așa te gândești că să faci o investigație pe afară? O investigație jurnalistică. Te bagi în grupuri infracționale, tată, nu așa că fugi tu după una, o amărâtă care a furat 12 milioane pe târguri. Te bagi în anchete dacă ești cum trebuie, dacă nu stai separe bine. Când te faci de ce ai făcut? Păi aia, găinării, mă, găinării. A prins-o pe aia că a fugit și aia. Mi-a scăpat, domnule, la milimetru. Exact așa a zis la un video. Bă, n-am nimic cu omul personal, dar am urmărit, îți dai seama. Zic, ia dă-mă să văd, nici nu știam care e canal de YouTube. Bă, îl cunosc personal, l-am văzut la televizor și pe bun. În fin, l-am văzut pe acolo, nu am vorbit, nu. Și zic, dă să mă... Într-adevăr, omul, asta e meseria lui, aia face, are școală, are îndreptățit. Nu știu dacă e îndreptățit la anumite anchete din astea. Nu poate să ducă poliția în eroare și pe bune. Sau poate să dea detalii fără să vrea și... A, a mai zis altceva. A zis cineva într-un comentariu. Într-un comentariu, da. A zis, bă, greșiți, pentru că... Filmați pe acolo, faceți una alta și dacă hoțul după aia știe cum s-a prea. Crede-mă ce zic, că hoțul se amuză pe treaba la... Bă, pe hoțul nu interesează cum s-a prea. Dacă îi prind, înseamnă că a fost greșeală făcută de hoț. Dacă nu, nu. Hoțul când l-a prins nu mai are ce să mai apere. Deci pe hoț nici nu-l încălzește, nici nu-l răcește că, imediat. Crede-mă ce zic. Nici nu-l încălzește, nici nu-l răcește. Ce s-a întâmplat? Da, și hai mă la pușcării, zice hoțul. Bun, asta a fost cu Florin, un om sigur, duce seiful ăla. Bă, frate, nu-i vorba că ai căruț de marfă și duci seiful. Eu am zis, într-adevăr, acolo s-a intrat, s-a luat și s-a plecat. Gata. Acum, părerea mea, hoții au venit pe sus, m-au avut parașute, dragi, au venit. Au venit direct pe stâlp. Și vreau să mai zic încă o dată, bă, la hoți, pe bune, e frică de câine și de curent. Și de proprietar, dacă îl găsești, depinde de hoța asta. Dar e frică, de câine și de curent e frică. Și tu dacă mă pui pe mine, să întorc eu camera aia și văd că firele din altă tensiune sau... mică tensiune sau cum vrei tu, sunt aproape de cameră, prefer să împing cu ceva. Eu când iau ceva ăla, adică par, baston, ce-o găsesc eu, sârmă, ce găsesc pe acolo, evident pun mâna pe ea. Și gata, de aia s-a luat amprente, poate, bă, pe afară, pe Europa. Dacă te duci inclusiv și te uiți la geam, uite așa, te uiți la geam înăuntru, pui mâna și te uiți pe geam, da, ești aproape. Bă, ți ia ADN-ul, frate, că... Tu, respirația ta, ai fost în apropiere de geam, așa am căzut eu pe o problemă acum la pușcărie. Plus alte declarații, ca să vezi. Parcă spuneai că băgai alarmă cu... Da. Da, crede-mă că așa le făceam tot, dar n-am înțeles ce ai zis. Nu ți-am urmărit, de acum stau puțin și vorbim. Deci ăsta a fost, într-adevăr am vrut să-l fac vlog, dar a zis, lasă-mă frate, fac live, e foarte greu pentru că eu am și bun simț, nu sunt ca alții ca să nu răspund la ăsta și să vorbesc din ebon, puteam să vorbesc și să închid. Nu, am bun simț și stau și vorbesc și pe bun ebon, pentru că așa mi se pare. Cine suferă frate de chei? Sebastiane, ce faci mă fratele meu? Sebastiane, cine te-a supărat? Zi frate.
Domn, chiar se face asta. Fii, pă bune, așa se făcea în anii aia, domn. Îi dădeai și cu toporul la alarmă, îl băgai și în sacul cu apă, îl băgai și îi puneai găleata în cap și tot așa. Cobra, de ce, frate, te-a supărat Cobra? Nu, mă, frate, nu vă certați că sunteți puțini, domnule, și să nu ne certăm între noi. Aia că mă supăr, Cobra, dacă mă supăr, nu-i dau cheia lui Sebastian, ia să văd. Și după aia să te ceri cu el pe aici. Dar Ileana a scris mult în seara asta, nu știu ce a pățit Ileana, cred că și ea e neîndreptățită. Păi și apă trebuie neapărat în sac? Într-un bidon, nu merge, zice. Păi și apă trebuie neapărat în sac. A, nu, îl băgăm aer de lămorțile. Se făcea în trecut, luai un sac din ăla mare de gunoi, da? Până Europa, nu până România, da? Eu am făcut genul ăsta, nu sunt mândru de chestiile astea, dar se făcea. Ridica sacul, da? Avea puțină apă, că dacă puneai multă, nu puteai să ridici, îl rupeai. Cât să amețească alarma, o rupeai și apuca să suni, dar îl băgai repede. Când nu știai cum să-i faci la alarmă, ce să tai, cum să tai. Eu, într-adevăr, m-am dat bine pe lângă cineva și m-am învățat anumite ce să tai, cum să tai și mă descurcam. Bun. Mulțumesc. Bună seara, felicitări, ești un mare caracter. Mulțumesc frumos. Cobra, ce faci, Cobra? De ce ți-ai șters mesajul? Nu știu. Așa ai considerat tu că e bine. Ileana a băut cu mine duminică, zice Iancu. Iancule, te salut, Iancule. Ce faci? Ești bine? Te salut. Bă, într-adevăr, a intrat lumea peste noi, ce a zis? Hai, cantonă la... Noi suntem o comunitate foarte restrânsă. În seara asta, într-adevăr, a venit vecinii noștri. Ce a zis? Hai să vedem ce zice nebunul ăla. Bă, dacă tot vrei să faci... Într-adevăr, mulți își dau păreri cu părerea și cu privire cum stă problema. Dar că puteam să o zic pe varianta aia urâtă. Mulți își dau păreri cu părerea cu privire la puncte. Dar nu-mi stă în caracter ca să jicnim pe vlogul ăsta, pe live-ul ăsta. Parcă te laudă prea mult și ce a zis, să ștergi mesajul. Cobra, zi ceva, frate. Zi ceva. Uite, Sebastiane, să vezi că Cobra e prietenul meu, nu se supără. Dacă el, tu crezi că el mă lăuda pe mine sau ceva, de mine era problema. Eu iau cheia lui Cobra, prietenește, fără Cobra nu se supără. Cobra nu suferă, mă, frate, din astea. Dar posibil, na, ce știu, vă certați. Dacă nu-ți dau și ție cheie, nu-i niciun stres. Sebastiane, nu-i niciun fel de problemă. Iancu susține. Iancule, îți mulțumesc, ești un om care pe bune ține aproape. M-a încurajat în felul meu. Într-adevăr, mulți văd vlogurile mele care le-am făcut și eu, într-adevăr, nu dau sfaturi. Eu am alt gen de content, dar la ce mod? Probabil nu dau sfaturi, dar îmi zic o pățane și mulți te judecă și zici, ia uite infractorul, ia uite hoțul, ia uite. Păi, dar nu-ți dau sfaturi, trebuie să iei tu ceea ce consider de acolo. Pentru că eu așa am fost în viață. Eu nu prea am luat sfaturi de la nimeni. Dar dacă eu mă uit la un film și văd un film, poate iau eu ceva de acolo, fără să-mi dea filmul mie. Asta e ideea. Știi? Acum fiecare cu inteligența lui cum poate. Nu-mi trebuie, frate, cheie, că nu stau într-o cheie. Da, Sebastiane, te... O să văd după aia, oricum, când o să intri chat-ul. Băi, Cobra, lasă-l în pace, frate, pe Sebastian, e prietenul nostru, omul pe bune. Tu vezi că ai fost ca lipsa aici așa. Nu prea ai fost cu noi, Cobra. Cobra e prietenul nostru, Sebastian la fel, a intrat băiatul, a venit el pe forță cum a venit și a revenit băiatul, chiar a fost cu noi, a fost sociabil, am vorbit, am ăsta, ce face, stă în călare pe om, lasă omul, frate, și dacă mă înjură, lasă în pace. Vreau telecomandă că cheie au deja toți. A, să vedem ce membre din aia băgăm forță. Iancule, eu vreau Lambo. Crezi că se poate rezolva ceva?
Marian, da, frate, fii atent, o să zi. Mâine te sun, dacă nu sună-mă tu chiar în seara asta. Și cât de târziu nu-i problemă. Sună-mă și mai vorbim. Nu cred, deci nu cred și pe bune, dar o să vorbim acolo. Acolo oricum n-am primit niciun răspuns la România. Cobra cam chinuit. Zice așa, Cosmin Botezatu, zice, Cobra cam să scadem nota la purtare. Bă, nu știu ce a făcut Cobra. Ileana, eu am unul de jucării, întreabă-l pe Anton. A, da. Uite, vezi, ăsta n-a fost, doarme toată lumea. N-ai, mă, frate, ce trebuie să-i dau eu lui ăla. A venit cu Mihăiță, cu... Lasă-ne, mă, frate, cu înjurături din astea. Că moderatorii dorm, moderatorii se ceartă între ei, să mor eu dacă nu se ceartă între ei. A zis, bă, Antoane, când avem lume, când avem... Uite că ai lume și nu-ți faci treaba. Iancule, vino încoace, unde ești? Arătăm că tu ești ce trebuie. Unde ești? Uite, unde e Alesia? Unde e Cobra? Unde e Marian? Unde e Narcis? Unde e? Nu e. Luăm cheile la toți. Gata. Luăm cheile la toți. Uite-l pe Iancu, sunt aici. Iancule, ai ciolan din ăla mare. Așa mergi cu el, pe spate. Ai din ăla prosciutto, din ăla mare. Acum ești number one. Păi doar un moderator. Păi și unde e moderatorul? Că a plecat și la 1. Bun, asta a fost. Nu, într-adevăr, bă, nu vreau să mă lungesc pe chestia asta. Nu vreau nici să fac seriale 1, 2, 3 și 4. Într-adevăr, am tabla aici. Dacă vezi ce tablă am și ce cercetări fac. O prea le-am eu cu cercetările. Eu am învățat din cercetări doar când mă cerceta pe mine anumite. Mie nu-mi place. Dacă am fost infractor, asta e ideea, nu gândesc ca gaburul, e o diferență foarte... O gândește ca gaburul numai cine a avut de-a face cu sistemul. Într-adevăr, acuzăm sistemul, dar totodată lasă că e bun sistemul. Păi decide-te, ori îl acuzăm, ori... Da. Mai stai, frate, mai zi una din aia bună de-a ta. O zicem în altă parte. Pe aia probabil vine mâine, fac un vlog, nu promit nimic posibil. O să fac un vlog și, într-adevăr, o dramă și pe bune în familia mea, da? O dramă și pe bune în familia mea, unde poliția mi-a acuzat. Mihăiță, stai cu minte, Mihăiță, ia-l pe Mihăiță. Hai că l-a luat. A luat Iancu. Alesia, unde e Alesia? Alesia, cine știe pe unde e? Ce a zis? Lasă-mă, Antonă, la dezbate, face, drege. Băi, eu nu dezbat. Eu nu sturma. Eu se pare bine. Înțelegi? Antoane, zice Costi. Costi, ce faci, frate? Unde e fata cu cheia? A lăsat cheia la preș și preșul l-a aruncat. Bă, dar dai-mă, stai mă, frate, că-i dau eu din ăla, bam, direct. Am dat din ăla, definitiv. Na, Mihăiță, ia mai zi acum. Mihăiță, mai zi acum, bă, într-adevăr. Mă uitam la omul respectiv pe live, scrie lumea și lumea, într-adevăr, îi zicea, băi, nene, vezi că nu corespunde anumite situații. Bă, tu vorbești exact cum aș vorbi eu acum și tot chat-ul mi-ar zice, bă, Antoane, vezi că tabloul alb în spatele tău cu negru. La care eu mă fac că nu. Bă, nu citeau mesaje. Dădea înainte. Bă, dar citește, mă, să vezi ce zice și oamenii aia. Ca să, că dacă tot faci live, să intri într-o comunicare și într-o... cu lumea, frate, să zică. Bă, frate, poate îți dă idei, poate te ajută lumea, poate înțelegi. Manuel Andrei, te salut, frate, te salut. Te salut, Manuel. Povestește din alea cum făceai semn la porți și la uși să vezi unde și cum poți lovi.
Crede-mă că se făcea semne și pe stradă, nu numai la uși și la porți. Se făcea semne inclusiv pe stradă, inclusiv pe parapeturi, inclusiv unde vrei tu, se făcea fel de fel de semne, fel de fel de... ca să dai și să faci. Îți dai seama că un anchetator de genul poate nu s-a evit cu semne de genul România. Bă, într-adevăr, infracționalitatea României e foarte scăzută și vorbesc foarte serios. E foarte scăzută și să sperăm că rămâne aceea și să plece băieții până Europa, pentru că sunt încadrările care sunt, bă, că se mai întâmplă câte una, se mai întâmplă. Acum nu putem să zicem, nu mai putem să dormim. Înseamnă că nu știi ce se întâmplă pe afară, până Europa. Înseamnă că nu știi ce se întâmplă. Da, Manuel, sunt bine, frate. Ce faci, Antoane? Ești bine, ok? Sper că să fii bine. Sunt ok, frate, mulțumesc. Mulțumesc, Manuel, Andrei. Bun, vă salut pe toți cu respect. O să urmezi alte vloguri, alte de alea. Vă mulțumesc la toți de prezență, de like-uri, de susținere, de abonare, de tot și de toate. Nu mai vă lăsați manipulați. Și cum ar fi zis domnului Slazarus, la revedere și o seară liniștită vă doresc. Bun, vă salut pe toți cu respect și numai bine, gata, s-a făcut mult, s-a făcut o oră jumate. Te salut Cosmin Botezatu, te salut Ileano, te pup Ileano, Andrei, Iancule, te salut frate. Nu mai prostii vorbiți pe chat. Sebastiane, te salut Sebastiane. Lasă că trece motorul. Trebuie să închid că trece motorul. V-am salutat, gata.